ce să spun, mă aștept la niște lupte frumoase, să arătăm noi moldovenii, le doresc succes și cred că va fi totul super. Mult importă că să ai o susținere din partea prietenilor, mult mai bine te simți. Desigur că Grigore Panfil este unul din cel mai bun prieteni ai mei și desigur mi-a părut foarte rău anul trecut ce a făcut prietenul meu, dar anul ăsta cred că pentru dânsul am să-l lupt până la urmă și am să-l pap. Vrem să delectăm, în primul rând, publicul cu o luptă frumoasă. Este un sfârșit foarte, aș spune, că foarte frumos sezon pentru Dumitru. Anul acesta el a obținut titlul de campion european și mondial la Pancration. De asta ar fi foarte frumos dacă el ar finisa cu luptă câștigată aici, acasă, față de spectatori, față de fanii săi. Ar fi foarte bine pentru dânsul, ar fi foarte bine pentru echipă, ar fi foarte bine pentru toată lumea, dar sportul e sport, vedem iarăși, până la urmă, este un adversar de respectat, nu de temut, de respectat. Noi l-am văzut la mai multe competiții, este un mare, destul de incomod, are o tehnică foarte bună de luptă la sol și o să încercăm să facem tema de acasă și să arătăm o luptă bună și să încercăm să mergem. Saturday, December 20. Chișinău Manej Sport Arena. Ladies, gentlemen, celebrities, boys, girls, superstars, welcome to Chișinău, the capital of Moldova. Are you ready for karaoke? 2014, presenting the King of Kings Tournament World Grand Prix. One night, one champion, live on Eurosport. Coming back with a domination from the guard.